Triajul secției COVID din Spitalul Marius Nasta din capitală este arhiplin, așa cum a tot fost în ultimele săptămâni. Pacienți dependenți de oxigen stau pe targă sau pe paturi puse chiar în holul de la intrare și așteaptă eliberarea unui loc într-un salon. Pentru a fost internat azi noapte, n-a fost loc, au fost găzduiți temporar în hol. Acum s-au făcut niște externări, transferuri, li se eliberează paturi și sunt urcați în secție. Printre cadrele medicale care aleargă de colo-colo este și Gabriela, o tânără de 22 de ani, studentă în ultimul an la Facultatea de Asistente a Universității Carol Davila. Încă din decembrie anul trecut, ea vine aici aproape zilnic și lucrează cel puțin 4 ore în zona roșie. Nu știu dacă mai am energia necesară și pentru valul 4 să-l duc până la capăt. Din punctul meu de vedere, este mult mai groaznic decât celelalte valori. Până acum aveam norocul să mai avem și oameni care erau pe secții și n-aveau oxigen, nu trebuiau să stea pe oxigen, dar acum toți oamenii sunt pe oxigen. Ați observat că avem oameni și internați în hol. Voluntarii, cel puțin pentru mine personal, sunt ca a doua mână dreaptă. Ei ne ajută foarte mult la evaluările pacienților care vin, dar și dacă avem nevoie de ei pe secție, cum poate ați văzut mai devreme, să mutăm pacienți pentru glicemii, pentru efectuare de tratament. Prin mâinile voluntarilor de la Nasta trec zilnic 10 de bolnavi, unii dintre ei în stare gravă. Gabriela ne spune că majoritatea sunt nevaccinați. Este foarte multă gălăgie, haos, furie din partea oamenilor care vin aici la SZ-uri. Vor să fie totul cât mai rapid, acum, pe loc, să fie luați în față, pentru că toți se consideră gravi. Astăzi la Nasta erau 35 de oameni peste capacitatea secției de COVID. 116 pacienți erau internați în secție, iar 15 la terapie intensivă. De mai bine de o lună, Institutul Marius Nasta nu mai are niciun loc liber în secția COVID. În ultima vreme, aici, doctorii și asistentele pierd în medie cam 5 pacienți pe zi. Din Institutul Marius Nasta pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Raluca Lotă.